Bună ziua, dragi prieteni din Săgetător! Haideți să facem horoscopul pentru dumneavoastră pentru 1-15 iunie. Am extras 7 rune și 2 cărți de tarot. Haideți să vă explic fiecare rună. Aproape runa aceasta a ieșit la toate zodiile. Este runa destinului, da? La Săgetător a ieșit prima. Arată că trăiți ceva karmic, că veți avea o intervenție a cerului, o șansă de a descoperi niște minciuni. Apoi va trebui să vedeți că veți trăi aceleași timpuri ca înainte. Deci veți trece prin aceleași momente prin care ați mai trecut. Ceva se repetă. Veți dori să descoperiți ceva. Da? Mai îți amintește că toate obstacolele se vor transforma în uși care vă vor duce spre noi începuturi. Poate însemna toată speranța dumneavoastră, poate însemna sfârșitul și începutul. Da? Toată speranța, toate visele dumneavoastră, da? Reușită, da? Apoi, următoarea rună care miasă este Isa. Isa este gheață, da? Sau o pauză. Spune că reușitele dumneavoastră nu sunt probabile acum. Este o congelare a activității. Planurile sunt oprite. Nu trebuie să disperi. Zice că este un moment dinaintea renașterii. Este un proces natural și veți experimenta ceva care vă va place foarte mult mai apoi, da? Sau nu aveți un motiv sau un impuls să faceți ceva. Vă lipsește un impuls. Următoarea rună care miasă este Algiz. Algiz este protecție. Protecție, putere creativă. Toate șansele și toate provocările care vor veni în viața dumneavoastră le reprezintă această rună. Apoi mai poate însemna și niște influențe nedorite de care trebuie să vă protejați. Trebuie să acționați cum trebuie, deci trebuie să acționați bine în momentul potrivit. Da? Dacă în acest moment ești trist, ești îndurerat, nu te ascunde și nu ascunde ce se întâmplă. Observă ce se întâmplă, învață din ce ți se întâmplă, simte și eliberează-te de ce ți se întâmplă. Pentru că dacă te eliberezi și lași să plece de la tine aceste sentimente, vei putea să lași acea durere, da? Să plece de la tine acea durere. Algis îți mai amintește că vei progresa și că vei primi protecție în momentele tale de îndoială. Iarăși mai te învață sau îți mai spune să ai niște atitudini protectoare, să nu lași ca lucrurile să se deterioreze, pentru că în final se vor distruge. Trebuie să ai grijă să conservi, să regenerezi tot ce te înconjoară, să nu pierzi esența a ceea ce te înconjoară. Da. Următoarea rună este Teioaz, este războinicul. Ești ca un luptător acum. Trebuie să vezi cu claritate obiectivele tale, ce vrei tu să faci.
Dar să nu uiți să fii drept și să nu de să mergi pe calea pe care trebuie să mergi și fără să să fii concentrată la scopul tău. Da? Apoi mai înseamnă că vei cunoaște și vei profita de niște recursuri foarte puternice. Următoarea rună este Suelu, înseamnă totalitate. Înseamnă soarele. Deci este soarele de aici, din rune, da? Din tarot. Soarele acesta reprezintă un moment foarte bun, o perioadă de splendoare, da? Pentru că treci printre momente grele și te vei elibera de acest trecut pe care l-ai tu și va veni un timp în care vei realiza tot ce îți dorești, te vei putea expresa cum vrei tu, exprima, da? Vei avea mai clar tot ce trebuie să faci, te vei elibera de niște greutăți. Apoi, ar trebui să fii prudentă într-o situație presionantă și să te retragi în momentul cel mai bun. În momentul în care primești un semnal, trebuie să fii puternică sau puternic și nu slab, da? Și să te retragi la timp. Da? Apoi, următoarea rună arată o transformare, da, gaz, este o transformare, înaintări mari, într-o relație, în ceea ce te privește pe tine. Este un moment foarte bun și cu succes și succesul îți este asigurat. Trebuie să ai încredere, perioadă de prosperitate, rezultate foarte mari. Trebuie să fii umil și generos. Vei avea un succes mare, un miracol ți se va întâmpla, poate să mergi undeva unde ai visat de mult, să ți se întâmple ceva ce ai visat de mult timp, da? La ce aștepți de mult timp. Ultima rună care mi iasă este Perth, arată secrete sau vei începe să faci niște lucruri în secret. Mai poate însemna că vei renaște din propria cenușă, mai înseamnă că te vei schimba, multe lucruri, renovare. Vei fi foarte intuitiv. Nu trebuie să fii pesimist, da? Pesimistă. Și să accepti ceea ce se reflectă, da? În interiorul tău. Prima carte din tarot care mi-iasă este Soarele, vedeți? Soarele este o carte care reprezintă succese, reprezintă tot ce este bun și pozitiv. Da? Aveți o atitudine și o emoție către succes. Poate faceți asta cu legea atracției, vă gândiți mai mult pozitiv. Oricum arată fericire, liniște. Tot ce ți se va întâmpla va fi bucurie, te vei simți plin, binecuvântat. Mai poate însemna succes în bani, în muncă, rezultate foarte bune la examene. Toate mesajele care le primești, care le-ai așteptat, le vei primi exact cum le visezi. Un rezultat foarte bun.
Dacă te gândești la o persoană anume, este o persoană de încredere care este mulțumită de tine, căruia îi place să te asculte, este o persoană radiantă, care te iubește foarte mult. Fericire în dragoste arată căsătorie, un copil, multă dragoste, multă senzualitate. Dacă ești singur sau singură, vei găsi fără îndoială dragostea, toate dificultățile dispar, te vei simți foarte bine în prima săptămână. La serviciu este un moment bun, ideal. Foarte repede vei găsi servici dacă nu ai. Idei noi arată ceva nou se va întâmpla. Vei găsi niște soluții la niște probleme pe care le ai. La bani este cea mai bună carte. Arată despre o moștenire, bani extra, da? De ceva la care tu nu te gândești, apoi jocuri la jocuri, noroc la jocuri de loto, da? Investiții care cresc, afaceri bune, juridic, probleme juridice care se rezolvă în favoarea dumneavoastră. Apoi, în sănătate, sunteți mai sănătoși, aveți mai multă vitalitate, recuperare după o perioadă de dureri, v-ați simțit rău, poate, în ultima perioadă. Veți vedea că o îmbunătățire a situației, a sănătății dumneavoastră, veți simți mai multă energie, veți avea mai multă încredere în corpul dumneavoastră, forță mai mare, da? Următoarea carte care mi-a iasă de tarot este 4 de pentagrame. Această carte este o carte a reușitei, atingi o reușită, o reușite mai multe, da? Toate reușitele le atingi, tot ce vrei tu să faci, dar poate să-ți arate că ești puțin, nu, arată un pericol de, cum să spun eu, de zgârcit. Vedeți? Acest om ține totul pentru el. Le ține sub picioare, în mână, da și în cap. Nu lasă nimic. Vedeți? Arată un bărbat care stă, da? Care își protejează bunurile lui. Căruia este teamă de o pierdere. Și atitudinea lui arată că nimeni nu poate să ia ce are el, da? Este nemișcat, da? Este închis, nu vrea să se dedice la altceva decât la bani, da? La bunurile lui. Mai poate însemna că el, munca lui pe care a făcut-o, l-a terminat. Deci dar are o satisfacție ascunsă. Da? Pentru că a obținut toți acești bani, toată această bunăstare datorită efortului său. Deci, asta vă poate reprezenta pe dumneavoastră care vreți să țineți pentru dumneavoastră ce obțineți din munca grea a dumneavoastră, poate de mulți ani. Da? 4 de pentagrame este o lectură pozitivă și negativă. Ți-ai împlinit obiectivele, dorințele tale și procesul în acest proces te-ai îmbogățit sau te îmbogățești, da? Dar ar trebui să te mai uiți și în altă parte, nu doar la posesiile ce le ai. Pentru că poate să îți deschidă alte șanse dacă te uiți și în alte părți, da? Să îți îndrepți atenția, gândirea și către altceva.
și să încerci să nu fii foarte posesiv și zgârcit. Fără îndoială, arată o persoană care are o bază financiară stabilă, fără griji, fără să se gândească la ziua de mâine, investițiile și afacerile sunt stabile, solide, și în acest timp nu vrei nici să cheltui foarte mult. Ai o atitudine conservatoare, nu-ți plac riscurile de niciun fel, îți vei crește banii și ți-ai crescut capitalul tău și banii tăi, toate bunurile tale în general, da, cu un comportament rigid unele persoane, și faci și ai făcut investiții foarte bine calculate. Apoi mai poate însemna o calmă emoțională, sunteți foarte calmi, da? Și aveți relații foarte bune care vă asigură starea financiară foarte bună, da? Vă asigură banii foarte bine. Este o carte pozitivă, fără îndoială. Eforturile tale sunt foarte mari, dar și câștigurile pe măsură. Dar să nu te umpli de zgârcenie cu tine însăți, da? Însuți. Sentimentele tale sunt puțin reci, exact ca aceste monede, da? Sunt bine calculate sentimentele tale. Parcă în interiorul tău totuși te simți nesatisfăcut, fără fericire în viață. Unele persoane, da, mai poate însemna și asta. Parcă ești izolat undeva și nu simți beneficiul pe care îl ai. Și poate simți că banii nu sunt totul, că pentru tot ce ai tu acum nu este totul pentru tine. Da? Parcă ești închis cumva. Apoi veți întâlni, veți dori o schimbare, dar această schimbare o rezistă, nu se dă, nu se întâmplă, da? Apoi mai poate însemna că nu vă plac schimbările sau modificările, nu-ți place să ieși din schemă, unii, dar unii nu pot să iasă din schemă. Oricum, ai totul sub control, da? Știi cum trebuie să-ți protejezi tot ce ai, da? Apoi, arată că cei din jurul tău, familia, vor lucra pentru tine. Deci, poate unii aveți afaceri de familie care vor merge foarte bine. Tu vei fi un supervisor, un șef al familiei, da? Care va fi foarte bine. Iarăși, mai înseamnă că stai și te gândești foarte mult, îți analizezi viața ta, ce s-a întâmplat în viața ta, cum va fi viața ta. În ce privește serviciul, arată că este stabil serviciul tău, este sigur. Dar faci ceva ce nu îți place. Nu este pasiunea ta, îl faci doar pentru că ai nevoie de banii de la el, de la acest serviciu, de la această afacere. Apoi, trebuie să vezi în ce ai tu încredere și și ce se întâmplă cu acest serviciu care l-ai, da? Apoi arată că tu vrei să riști pentru ceva. Pentru că dacă nu riști, nu vei avea serviciul respectiv sau afacerea respectivă. Apoi, dacă îți dă fericire,
Asta este cel mai important, spune cartea. Dacă nu ai serviciu și cauți, vei găsi repede, dar în niște condiții care nu o să-ți placă foarte tare. Sau vei face acel serviciu doar pentru că îți asigură un venit foarte mare, un salariu foarte bun, da? Apoi, la banii și finanțe, înseamnă că patru de pentagrame arată o perioadă fără probleme financiare. Arată afaceri foarte bune, dar sunteți neliniștiți despre o temă care are de-a face cu banii, cu câștigurile și trebuie să luați controlul asupra acestei situații. Să cheltuiți cu măsură, să fiți cu măsură în acel proiect, să nu cheltuiți prea mult, oricum nu veți cheltui pentru că îi țineți foarte bine acești bani. Da. Apoi mai spune să mai faceți opere de caritate câteodată. În dragoste, patru de pentagrame arată că vă este frică să nu vă ia cineva partenerul sau partenera. Poate ție sau poate partenerului. Și asta te ține foarte, foarte trist, tristă. Poate nu este pe aceeași lungime de undă ca și tine. Apoi mai spune cartea că dragostea este libertate și dacă îți limitează cineva libertatea sau te controlează, dragostea este în pericol. Dacă ești singur sau singură, trebuie să ieși din zona ta de confort, cum se spune, din siguranța ta și să riști. Și să riști pentru el sau pentru ea, să fii gata să riști. Dacă nu riști, dragostea va întârzia să apară sau va întârzia să rămână lângă tine, deci nu va rămâne lângă tine. În sănătate, arată că trebuie să lași trecutul, să uiți tristețile din trecut, rănile din trecut și greșelile tale din trecut, nu te mai gândi. Ești puțin inflexibil și nu poți să-ți uiți greșelile. Poate niște greșeli financiare sau de serviciu, pentru că ți afectează sănătatea. Ai grijă la stres, la nervi și nu mai sta și calcula tot timpul, da? Stai și relaxează-te, meditează, ascultă muzică ce-ți place, da? Apoi, mai poate însemna că ceilalți poate că se leagă de situația ta financiară și asta este pentru tine o greutate, da? Pentru tine și pentru sănătatea ta. Să treci peste toate blocajele care le ai, peste fricile care le ai, da? Pentru că nu poți tu să faci totul singur, da? Trebuie să te deschizi către o schimbare, oricât de mică ar fi această schimbare. Cam atât pentru dumneavoastră, cei din Săgetător. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.